Bună, bună! Astăzi revin cu câteva povești de la o abonată cu care am mai colaborat acum câteva clipuri și dorind atunci să-și păstreze identitatea sub anonimat, am ajuns la porecla pitica înaltă. S-ar putea să vă mai aduceți aminte de ea pentru că a scris o poveste foarte interesantă și atunci. Poveștile vor fi atât reale cât și inventate de ea. Să începem cu prima. Se numește ora 3.33 dimineața. Te trezești puimac, aparent fără motiv. Mai stai 5 minute sub așternuturile ticăloase timp în care ești năpătit de amintiri. Te uiți în dreapta ta, la locul în care obișnuiești să o vezi pe iubita ta. La perna pe care părul ei lung și ciocolatiu obișnuia să stea răsirat. Acum nu mai e nimeni acolo. Încep să plângi fără să-ți dai seama te ridici alene din pat și te duci spre baie, plângând isteric. De ce, doamne, spui în gura mare în timp ce te sprijini de chiuvetă cu mâinile, te uiți în oglindă și îți amintești ce s-a întâmplat cu iubirea vieții tale atunci când vezi acea pată roșie din colțul din stânga sus al oglindii, îți amintești cum ai găsit-o în baie când ai venit de la lucru, îți amintești membrele ei articulate invers de la plăgile adânci și sângele care era împroșcat peste tot. Îți amintești de momentul în care ai sărutat-o pentru ultima dată, de ultima voastră îmbrățișare, înainte ca sicriul ei să fie pus în groapă. Îți amintești de nopțile în care ieșeați la întâlniri. Acum vă întâlniți prin amintiri. E un an de atunci, însă nu te vei obișni niciodată cu absența ei. Săruturile, îmbrățișările strânse și lungi, acum tot ce ți-a rămas este groasă, continuă, și dragostea neîmpărtășită. După ce nu vei mai avea lacrimi pe care să le plângi, te vei îndrepta ușor către holul lung și întunecat, înapoi spre camera ta, care cândva a fost camera voastră. Am scris toate astea pe o hârtie pe care ulterior ți-am lăsat-o pe masă, ca să poți citi și tu. Nu-ți face griji, acesta va fi ultimul lucru pe care îl vei face. Apoi, vei fi lângă iubita ta. Trei întâmplări de la casa unde mama a lucrat ca să vă ajut puțin. Aceasta este o continuare a poveștii spuse de ea, pe care o puteți găsi într-un episod din Citesc poveștile voastre anterior. O să vă las aici link. Hei, mai țineți minte că v-am povestit despre ce a pățit mama în timpul turei de noapte la familia Aluneanu? Acum sunt aici pentru a vă povesti și întâmplările prin care am trecut eu. Eram mică în 2012, așa că voi povesti așa cum îmi amintesc. Știu că de prima dată când am pășit în acea casă am simțit ceva rău. Eram conștientă de faptul că acea casă avea ceva nenatural. Am întrebat-o pe doamna Aluneanu dacă pot face un duș la ea, întrucât în câteva ore aveam să merg la o prietenă, ca să ne jucăm împreună. Știți voi, chestii de copii de patru ani sau cât aveam pe atunci. A spus da, așa că m-am dus la baie. Trebuie să știți că eu pot simți anumite prezențe. Te obișnuiești cu asta atunci când stai într-o casă de pe vremea epocii victoriene, care știm cu toții că e plină de chestii ciudățele și greu de explicat. Ei bine, asta am simțit în timp ce mă limpezeam. Simțeam că cineva mă cuprindea cu mâinile și mă ținea strâns. În orice poziție aș fi stat, simțeam acea chestie care mă ținea în brațe. Stau acum și mă întreb cine o fi fost perversul care mă ținea în brațe în timp ce mă spălam. În fine m-am clătit, repede m-am șters, m-am îmbrăcat și am tulit-o imediat din baie. Altădată, în timp ce mama îl culca pe băiatul lor, Andrei, eu mă plimbam prin casă și am intrat într-o cameră care avea o bibliotecă mare, plină cu cărțile domnului Aluneanu, și pot băga mâna în foc că le citise pe toate. Pe lângă acea bibliotecă mai era o măsuță rotundă, mică în diametru, dar totuși înaltă, Podeaua era acoperită cu o carpetă albastră, iar pereții erau de un gri deschis și erau reproduceri după tablouri celebre atârnate aici și colo. Printre ele se numărau Mona Lisa, Noapte înstelată și Țipătul. În spatele pieselor de mobilier stătea mândru o fereastră imensă, prin care puteai vedea toată curtea din spate. Când am intrat în acea cameră, am rămas înțepenită. Corpul meu refuzase să se miște. Pe fotoliu stătea o femeie în vârstă. Era desfigurată. Mă uitam la ea îngrozită. Nu mă puteam mișca deloc, așa că nu puteam face nimic. Mai aveam puțin să leșin, dar în norocul meu a fost că doamna Aluneanu își uitase telefonul acasă, iar când s-a întors să-l recupereze, m-a luat pe sus în joacă și m-a dus în sufragerie să mă uit la desene. Cu siguranță a mai avut și alte experiențe, dar sunt 9 ani de atunci și, din păcate, am mai uitat din ele. Următoarea poveste se numește o simplă discuție. O să sune ciudat, dar uneori o simplă discuție poate duce la evenimente interesante. Drept dovadă, vă voi spune încă una din poveștile din casa mea Buclucașă. Ca să înțelegeți, curtea în care stau are mai multe case, adică este o curte la comun. Iar fiecare casă are peste 100 de ani, toate construite în același timp. În curtea mea este o vilă mare, ale cărei camere au fost împărțite de curând în mai multe apartamente, iar pe lângă vilă mai sunt case mai mici. Vila a aparținut pe vremuri unui boier și familiei sale, iar celelalte case au fost ale slugilor. Eu locuiesc în vilă, într-unul din apartamentele de la parter, aceasta având și un etaj, plus mansardă, pod și chiar o pivniță. Vă voi spune niște povești despre acele spații, pentru că de la 13 ani stau aici și am pățit lucruri înfiorătoare în fiecare colț al acestei curți, implicit al casei. În fine, când această poveste s-a întâmplat, eram în vizită la vecinii de deasupra, o femeie cu doi copii. Ambii îmi sunt colegi de școală. Cel mare este cu mine în clasă și pentru povestea asta îl voi numi Alin. Ți minte că era noapte, Săteam toți patru în sufragerie cu luminile stinse și povesteam. La un moment dat, voiam să-i amintesc mamei lor, pe care vom numi Emma, despre sunetele care vin din pod, fără ca cineva să fie prezent. Dar sunetele sunt o poveste pentru o altă dată. Exact când mă apucasem să vorbesc, ceva s-a spart în bucătărie. Noi doi am țipat, iar băieții nu păreau speriați. Cel mic, pe care îl vom numi Eddie, părea amuzat. Era lin, n-am mișcat un deget. Eu și Emma eram literalmente cu inima în gât. Dar am decis totuși să mergem să vedem ce s-a întâmplat. Când am ajuns în bucătărie, ne uitam ca curcile în lemne la scena care tocmai se petrecuse. În scurgătoare era un pahar cu fundul spart, iar toate cioburile se aflau într-un bol din apropiere. În clipa aia am început să ne rugăm. Nu înțelegeam cum era posibil ca restul paharului să fie absolut intact doar funul fiind spart, iar cioburile toate căzute în bol. Pe jos, pe masă, nu era absolut nimic. După o scurtă rugăciune și puțină tămâie aprinsă, ne am mai calmat cât de cât. Noi două, pentru că, după cum zise, băieții nu erau deloc speriați. Am mai stat puțin, în jur de o oră, iar apoi am coborât la mine acasă. I-am povestit mamei, a râs și m-a pus să zic și toate. El a zâmbit, s-a uitat la mama și a spus înseamnă că la ei e activitatea mai mare. Dacă vă explic ce a vrut să spună, dau spoilere. Revin cu o altă poveste în curând. Aveți grijă de voi. Următoarea poveste se numește Grim a fost la geamul meu. V-am promis că revin cu câteva întâmplări pe care le-am trăit chiar în casa mea. Voi începe cu una din cele mai înspăimântătoare. S-a întâmplat în vara lui 2020, în timpul vacanței mari. Obișnuiam cu toții să ne pierdem nopțile în diferite moduri, Trebuie să știți că dacă mi se iau căștile, mi se ia și viața. Așa că ceea ce făceam în acea noapte de iulie la ora 3 dimineața este ușor de dedus din ceea ce tocmai am zis. Patul meu este poziționat în așa fel încât dorm cu capul spre geam, așa că vă obișnuiesc să-l țin larg deschis și noaptea. Pentru că stau într-o curte la comun, iar vecinii sunt destul de încredere. Mă rog, să revenim la poveste. Ca o puștaică de 12 ani care vrea să fie rebelă, îl ascultam pe Michael Jackson la maxim în căști, cu mâinile sub cap. Old school, știu. Vântul sufla ușor prin cameră, mișcând desenele fratelui meu mai mic, pe care le lipisem pe peretele cu ușa. Piciul mă implorase să le pun, sub pretextul că sunt frumoase. Mă uitam la ele în timp ce vântul l-a suflat pe unul dintre ele jos de pe perete, dar nu m-am deranjat să-l ridic. Pătra se așezase mult prea bine pe mine pentru a mă mișca. Vântul s-a întețit pentru un minut, așa că mi-a suflat părul peste față, lucru care m-a enervat la culme. Este atât de lung încât trece detalii, așa că presupun că înțelegeți. Mai vorbeam cu amica mea prin mesaje ca să mai treacă timpul. Discutam lucruri aleatorii, nesemnificative. Despre vremea de afară, despre nesomn, mă rog, chestii normale pe care le discută fete de 12 ani la 3 noapte. La un moment dat, câinele vecinii mele a început să latre. Asta nu se întâmplă de obicei. Așa că mi-am pus niște întrebări, dar m-am gândit imediat că e posibil ca vecina să aibă musafiri. Așa că m-am liniștit repede. Mi-am băgat și a doua cască în ureche și am continuat să ascult muzică. În timp ce Haikyuu striga la mine să mă alătur găștilor, am auzit pași afară, oprindu-se la aproximativ 3 metri de geamul meu. M-am uitat. Mare creșeală. Acolo, în fața geamului meu, stătea o ființă înaltă, acoperită de o robă lungă neagră, și care părea să aibă un obiect lung în mână. Îl ținea asemenea unei sulițe. O coasă. Nu mă putea mișca. Era ca și lipită de pat. Cum mi-am revenit, am zbugit o în bucătărie după cuțit. Cu toate că eram conștientă de faptul că nu aveam cum să înving moartea cu un cuțit. Când m-am întors în cameră, nu mai era acolo. Am dormit literalmente cu cuțitul lângă mine. Poate că vă întrebați de ce nu am încercat să vorbesc cu cineva din casă, dar eram singură în acea noapte. Ai mei pleacă des de acasă. Și chiar dacă nu aș fi fost singură, tot nu aș fi spus nimic. Nu sunt genul siropos care să vorbească cu părinții despre orice tâmpenie. Ba chiar nu aș vorbi cu nimeni dacă s-ar putea. Sunt ciudat într-adevăr. Mai urmează o mulțime de povești pe care le-am trăit în casa mea. Așa că țineți-vă bine. Până atunci, aveți grijă de voi. Povestea se numește Ceva se întâmplă în pod. În podul casei mele se întâmplă lucruri inexplicabile. Sunt multe de povestit, așa că voi încerca să o fac pe scurt. Prima întâmplare de care mi-aduc aminte s-a întâmplat în 2020, în timpul carantinei. Eram la mansardă împreună cu cei doi frați mai mari, cărora le voi spune Mihnea și Andrei, și cu cumnata mea, cărea îi voi spune Emily. Era trecut de miezul nopții. Ne jucam următoarea carte, ceea ce făceam în fiecare zi, 24 din 24, nu o să stau să vă explic regulile pas cu pas, dar se joacă în mai mult de doi. Fiecare își alege un grup de cărți. Spre exemplu, eu mi aleg tot timpul grupul de cărți K. -a. Ceilalți își aleg și ei un grup de cărți, se amestecă toate între ele, pachetul obținut se pune cu fețele cărților în jos, iar cel care se decide să înceapă, pune în felul ăsta. Următoarea carte o să și termină cu exemplu o să mănânce hârtie apoi trage o carte, iar jucătorul care a ales grupul de cărți din care făcea parte, cartea respectivă, urmează să primească provocarea. Jucătorul poate să nu execute provocarea. Dacă alege să o facă, el urmează să se dea următoarea poruncă celui care urmează. Dacă nu, atunci intervine legea cocoșului, adică 20 de pumni în cap și 20 de șuturi în fund de la fiecare jucător. Este cu adevărat tureros. Am pățit-o de câteva ori. În acea noapte a trebuit să mă închid în pod, unde urma să stau 10 minute, fără telefon sau altă sursă de lumină, timp în care restul stăteau la ușă. Am intrat, am închis ușa și discutam cu restul despre cât de mediocri sunt, pentru că m-au pus să fac asta. La un moment dat, am auzit ceva în cealaltă parte a podului, așa că m-am întors să văd ce se întâmplă. Am rămas împietrită. Acolo era un bărbat palid, cu gâtul contorsionat. Iisuse Hristoase, mi se face rău doar când îmi amintesc. Nu am văzut mare lucru, era beznă până la urmă, dar forma corpului lui a fost de ajuns încât să mă bagi în sperieți. Andrei m-a întrebat, de ce mama naibii nu mai zic nimic? Am strigat la el să deschidă ușa, pentru că era ceva acolo. Mi-a zis să nu mai fac glume, pentru că mai aveam cinci minute de stat. L-am rugat, l-am implorat să deschidă ușa, pentru că eram speriată și nu încercam să glumesc. A deschis-o, am fugit direct la el și l-am strâns cât de tare am putut în brațe. Arăta moribil, eram toată albă și vă rog să mă credeți că eu și așa sunt cea mai palidă ființă pe care o puteți cunoaște. În momentul ăla, doar părul meu lung, care părea aproape negru din cauza pielii mele, mă mai ajutat să mă deosebesc de pereții din jurul meu. Îl strângeam pe Andrei în brațe și mă chinuiam să respir. Și-au dat cu toții seama că nu glumeam. În timp ce Andrei stătea cu mine, Mihnea și Emily s-au dus să vadă ce spanac se întâmplase de arătam în halul ăla. Au găsit pe jos ceva ce semăna cu salivă. Dezgustător. M-au întrebat ce am văzut și le-am spus. Se uitau unul la altul. Andrei nu mi-a dat drumul nicio secundă. S-a oferit să dormă cu mine. Ne-am băgat în pat, iar el m-a ținut în brațe din nou. M-am simțit mai bine, evident. Îmi iubesc mult, fratele. A doua întâmplare remarcabilă s-a întâmplat prin mai 2021. Urcasem în pod cu verișoara mea, pe care o voi numi Mara. Începuse o ploaie torențială, așa că voiam să o ascultăm direct din pod, de unde se auzea mai bine. Am urcat și după vreo 20 de minute a început să se domolească. Ne plimbam pe acolo și am remarcat un sunet foarte ciudat. Era ca și cum cineva atârnase ceva mult prea greu de o frânghie, iar aceasta a început să se rupă. Am decis să coborâm până la urmă. Acum vreo câteva zile, vecina de sus, Ema, a început să se plângă de niște zgomote de pași apăsați care veneau din pod. Vrând să văd despre ce este vorba, am urcat până acolo. Cum am ajuns în fața ușii care era deschisă, am fost cuprinsă de spaimă. În fața mea, un cărucior a căzut violent la pământ. În clipa aia am închis ușa și am tulit-o jos pe scări, unde mi-am luxat glezna. Încă mă doare. Am ajuns acolo țopăind într-un picior. Verișoarea mea râdea de mine. După ce i-am spus ce s-a întâmplat, nu a mai râs. Am simțit o oarecare satisfacție atunci. Ciudat, știu. Chiar în 23 iunie 2021, iar în prezent îi pot spune ieri, am fost să văd care mai e situația. Nu s-a uit niciodată ce mi s-a întâmplat atunci. Ușa podului se deschide mai greu, pentru că este foarte veche. În timp ce eu mă chineam să o deschid, ceva s-a întâmplat în spatele meu. M-am întors și am avut un șoc. Era un dezastru incredibil. Lucruri erau aruncate peste tot. Mă holbam la scena din fața mea, stând fix cu spatele la ușa podului. Dintr-o dată o siluetă mi-a sărit în față. Părea să fie aceeași siluetă pe care o văzusem cu un an în urmă, noaptea în care m-am închis în pod. Același bărbat, puțin mai înalt ca mine, cu gâtul contorsionat, era șaten, tun scurt și pe jumătate de descompus. În jurul gâtului avea o rămășiță de sfoară care îi lăsase o urmă atât de urâtă încât părea că acea sfoară fusese strânsă de Dorian Popa pe droguri puternice. Pielea de pe fața lui era vânătă de-a de Avea gura deschisă din care îi curgeau viermi și salivă, iar din ochii gri îi curgea sânge coagulat. Am înțipat atât de tare că mi-am traumatizat corzile vocale. Am sărit atât de tare înapoi încât am căzut în pod cu tot cu ușa. Am stat acolo puțin, întinsă peste ușă. Mă durea tot corpul și aveam un sentiment puternic de tristețe. Într-un final m-am ridicat și am început să mă plimb prin pod, când am observat ceva. Un ștreang era atârnat pe una din scândurile de susținere a coperișului. Un scaun era așezat sub el. M-am apropiat și nu mai aveam mult, până să fac ceea ce voia acea fantomă să fac. Înainte să-mi așez ștreangul în jurul gâtului, m-am trezit la realitate, realizând că eram într-o transă. M am dat jos de pe scaun, am pus repede ușa înapoi în baramale, așa cum am știut eu să o fac și am fugit jos imediat. Am uitat să menționez că eram singura acasă. Părinții mei aveau să se întoarcă peste două zile. Nu mai aveam de gând să stau singura acasă, așa că l-am rugat pe Andrei să vină să stea cu noi. Am reușit să-mi păstrez calmul la telefon, dar imediat cum am închis apelul, am început să plâng Nu putea mă puteam opri. Andrei a ajuns o oră mai târziu, M-a găsit în camera mea. Nu i-am zis niciodată ce am pățit. Mereu a fost ceva care îmi dădea bătăi de cap cu privire la acel pod. Vă voi ierta pentru că e greu de explicat. Aceasta este o poză realizată în paint pentru că nu mai am tupeul să intru acolo. În acea porțiune a podului încă nu s-a uitat nimeni niciodată. Și ceva mă face să cred că ceva este ascuns acolo. Voi lua pe cineva cu mine și mă voi duce să văd care e treaba. Andrei nu vrea să ne uităm acolo, așa că sunt nevoită să mai aștept. Vă voi spune cum decurg lucrurile. Până atunci, aveți grijă de voi. Următoarea poveste. Se numește Vecinii mei au un obicei morbit. Bună. Aș vrea să vă spun povestea mea. Sunt teribil de speriat încă, cu toate că asta s-a întâmplat acum mai bine de jumătate de an. Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Andrei, am 17 ani, abia și am plinit și m-am mutat singur din motive personale. Aș vrea să nu precizez numele orașului în care s-a întâmplat ceea ce urmează să vă povestesc, pentru că acest oraș în care încă locuiesc, din păcate, nu merită să primească notorietate. Urăsc locul ăsta în așa hal încât aș fi în stare să-mi vând organele maniacului din colț, numai ca să fac rost de bani să pot pleca naibii din locul ăsta blestemat. Bun, să scurtăm vorbăria fără noimă și să trecem la poveste. Acum aproximativ 8 luni m-am mutat singur într-un bloc vechi din centrul orașului. Avea vreo 6 etaje pe lângă parter, plus subsol. Acolo se țineau de obicei materiale de construcție pentru orice eventualitate: mături, mopuri, ustensile pentru grădinărit, soluții de curățat și lăzi frigorifice pentru transportat diverse lucruri care trebuiau ținute la rece. Vecinii erau toți bătrâni. Cel mai tânăr om în afară de mine avea 40 de ani. Din cauza aceasta se întâmpla des să moare cineva la noi în bloc. Decesele erau aproape la ordinea zilei, dacă ar fi să exagerez puțin. Era deja ceva normal, atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Nu aveam eu treabă cu lucrurile astea, îmi părea rău, evident. Dar îmi vedeam de treaba mea. Rudele celor decedați chemau vecinii la pomană. Așa că mergeam, mâncam, stăteam de vorbă și mă întorceam acasă. Mâncarea pe care o serveau la pomană consta în carne. Doar carne, în diverse forme. Mai exact cârnați, sarmale, grătar, cabanos. De asemenea ofereau și câte un pahar de vin. Vinul avea o consistență puțin ciudată. Era ușor vâscos cu un gust metalic și cu o culoare mult prea pronunțată. Adică era de un roșu aprins. La desert era pandișpan, care de asemenea avea o textură și un gust ciudat, greu de descris. Toată lumea servea aceeași mâncare, lucru care mi se părea ciudat. Dar cu toate astea nu mi-am pus niciodată întrebări. Carnea avea o aromă foarte intensă, lucru care de asemenea mi se părea ciudat. De fiecare dată era prea multă mâncare. Puțin surprins, întrebam de fiecare dată gazdele de ce cumpărau atât de multe alimente pentru pomană. Explicând că era exagerat de multă mâncare pentru atât de puțini oameni, parcă nu cumpărau pentru 20 de oameni sau chiar mai puțin, ci pentru două blocuri la fel de mari ca al nostru. De fiecare dată când puneam întrebări, primeam doar tăcere și o privire vinovată lăsată în pământ. Am fost la 10 astfel de pomeni pe tot parcursul timpului în care am locuit acolo, până când am făcut o descoperire terifiantă. Eram la subsol. Căutam o ruletă și în timp ce umblam prin tot felul de cutii dubioase cu scule pe care se pusese praful, mutând canistre și mături vechi, am dat de o trapă ascunsă în peretele din fața ușii. Am apăsat pe ceea ce părea a fi o clanță. Ușa aceea acum era întredeschisă. Simțeam cum aerul începe să devină greu, apăsător, usturător. Mirosul nopții era acum distinctiv, cu frică în gât și cu mâna la nas am decis să intru. Am pășit într-o încăpere echipată ca o măcelărie, cuțite tocătoare, un satâr, cârlige de atârnat carne agățată pe o sfoară asemănătoare cu aceea pe care se întind rufele, două frigidere industriale și o masă pătată cu sânge, asemenea pereților albi și a cimentului gol care servea drept pădea. Pe acea masă se găseau 20 de casete video și un aparat care te ajuta să le vizionezi. Îmi scapă numele acum. Se Semenea cu un fel de videoproiector, ca acelea pe care le aveam la școală. Eram îngrozit. Am deschis unul dintre frigidere. Era plin cu pungi de carne care aveau etichete. Linichi 2019, ceafă 2020, precum și alte denumiri. Al doilea frigider era plin cu sticle de 2 litri, care păreau să conțină sânge. Începeam să mă simt din ce în ce mai neliniștit. Am luat prima casetă de pe masă care avea scris pe ea 25-a 2021. Mă uitam surprins la ea. Aceea era data la care a fost făcută cea mai recentă pomană. Dacă nu cumva... Doamne, nu. Am gândit eu. Am băgat repede casetă în aparat și am dat drumul. Temerile mele au fost confirmate. Era o înregistrare a procedurii prin care obțineau vecine atât de multă carne pentru pomană. Mă uitam cum gazda tăia gâtul decedatului, îi golea corpul de sânge și îl tranșa. Apoi cum îi gătea carnea și cum vinul era de fapt sânge cu puțin alcool, adăugat pentru gust. Priveam cum pielea răposatului era incinerată, apoi cum cenușa era amestecată cu ingrediente pentru prăjituri. Priveam cum era făcut acel pandișpan nenorocit. Am scos caseta din aparat. Nu mai puteam privi acea oroare. <gângh> Doamne, sunt canibal! Toate casetele conțineau același lucru, cu siguranță. Am început să simt un miros ciudat venind din spatele unuia din frigidere. Precaut, l-am tras ușor pe cel din stânga. Acolo era un cadavru în descompunere plin de vieri. Se lipise efectiv de perete. Avea ochii încă deschiși și zâmbea. Asta mă speria de binele. Am fugit imediat la poliție. Patru ofițeri au venit cu mine. Când au ieșit de acolo, erau albi cavarul, șocați au arestat toți locatarii blocului și au condamnat la moarte pe cei responsabili. A doua zi au fost executați și îngropați. Mormintele nu au fost marcate. Eu și cei care nu știau nimic am fost internați la psihiatrie. De acolo vă scriu asta și vreau să spun că nu pot accepta faptul că sunt canibal. Aveam deja traume de la povestea lui Armin Mayweiss. Iar acum nu pot trăi cu gândul că... Cu gândul că acum sunt ca el. Și aici vă încheia și clipul de azi. Aștept update-uri și eu de la ea. Chiar sunt curioasă ce s-a mai întâmplat în casa ei minune. Dacă v-au plăcut poveștile, atât cele reale cât și cele fictive, vă rog să dați like acestui clip. Îi mulțumim cu toții piticei înalte. Puteți să scrieți și voi un comentariu drăguț mai jos. Și vă rog să vă abonați la canal pentru mai multe update-uri. Pe data viitoare!